Bă, voi cum faceți un ochi acolo? Se... Cum să te duci tu, frate, să-ți iei o înghețată de-aia bună cu biscuiți când poți să-ți faci una, nu? Hai că înghețată cu biscuiți. Sacalilor, ce faceți? Frumoșilor, astăzi o să ne uităm la niște chestii pe care normal noi le facem în fiecare zi, dar le facem greșit. Și nu voi sta doar în fața monitorului să comentez acele lucruri, pentru că asta e de domeniul trecutului. Adică avem aici un snic care a reînviat, vă rog frumos. Tocmai de aceea voi face acele life hack-uri care, pe, nu, de fapt, lucruri pe care le facem greșit. Hai că am vorbit, dacă e. Pentru că am o melodie în cap, trebuie să pun 5 secunde în care dansez pe ea, pentru că numai pe asta o am în cap și... nu uitați să lăsați un like la videoclip și neapărat, bă, uite, ca să vă zic eu acum așa o chestie. În 10 zile este ziua mea, fac 20 de ani și mă gândeam că poate este posibil să facem 1 milion de abonați, așa, nu știu cum, până la ziua mea. Mă gândeam dacă vreți să ajutați un tip mai, așa, să vă abonați acolo, ziceți, la cât mai multă lume, să vedem dacă putem să facem, deci e imposibil în 10 zile să facem undeva la 30.000 de abonați, ca așa, dar încercăm, Doamne ajută. Bă, voi cum faceți un ochi acolo, la mine zice ochi scrop, cum faceți așa cum ar veni, îl puneți în tigaie, e greșit, nu, deci nu trebuie să-l pui în tigaie, nici măcar nu trebuie să, nu, e greșit. Și că de fapt, uite, tu trebuie să iei acolo o ceapă de asta, știi, o pamă, o ceapă, știi cum ar veni, o tai de la jumate, știi că trebuie să fie cu ceapă. Și uite acolo, iei sarea, știi cum ar veni, și iei rulou ăsta de ceapă așa cum ar veni, ai pus repede ulei, eu știi, nu prea mult ca să mai rămână, ca să mai rămână și când vine mă tavare, știi, să mănânce mare ou acolo cu pâine graham de aia puternic așa. Păi ce s-o încălzit ulei, pui chestia aia de ceapă acolo, știi, când spargi ouă, știi cum ar veni, că era să-mi sparg camera, l-ai pus și uite cum iese ouățul, vărule, că iese perfect, iese rotund așa, perfect, frumos, zici că e ca la americani, știi, că numai la ei iese tot așa. Așa ar trebui să iasă, o să încerc și eu imediat. Eu când îl fac de obicei la mine, știi, când l-am put, am făcut două opti, așa, la mine, gen, când l-am put, am zis că e lapte, deci nu mai e ou, zici că e lapte acolo, ia urt în tigaie, sare, mă murdăresc, mar, nu. Am luat o dita mai ceapă, am în fund o taie acum, luăm cuțitul, o tataia de vânătoare, acum repede și un ouț, așa frumos, un ouț mai mare sau mai micuț, s-a rimat. Primul strat de ceapă nu este niciodată bun. Gândiți-vă câtă lume a pus mâna pe primul strat de ceapă. Se taie ceapa, uitați cu câtă pruzime se taie ceapa. Zici că e un măr. Mmm, ce ceapă bună. Mi-a lăsat ceapă? Nu, amăr. Iar acum, dragi prieteni, se taie din nou ceapa ca să putem obține un așa zis inel de ceapă. Grijă să extragi inelul de ceapă, cam atâta. S-a pus ulei în tigaie, s-a pus pe foc și s-a dat drumul la foc. Se lasă uleiul la încălzit, la foc maxim. Fiți atenți, toată lumea repede, da? Vedeți mai așa că poate explodează. Totul bine, da? Se pune ou acolo. Bun! Bun, să vedem dacă este... Nu a ieșit! S-a dus pe lângă! Bă, dar nu-i rotund ouțul! Aaaa, ouț cu ceapă! Bă, ce se întâmplă? Aaaa, unde rotundul ăsta are bule, are... Aaaa! În concluzie, oameni buni, nu încercați asta cu ceapa, nu merge, deci este de pomană, am rupt și o ceapă și un ouț. Rip cepuța, rip ouțul în comentarii. În următoarea chestie ni se arată cum putem să ne facem noi înghețată de aia biscuite ca să nu mai cumpărăm ca toți oamenii de rând care își cumpără înghețată, că noi, bă, nu faceți așa ceva. Nu fiți oameni normali, păi cum să te duci tu, frate, să-ți iei o înghețată de aia bună cu biscuiți când poți să-ți faci una, nu? De-aia te duci ca românul, frate, ca băcăoanul, știi, la noi nu-i problemă, știi, ăștia de aici ne ducem așa, știi, cum ai venit topor, ai luat de taia asta, știi, ai băgat cuțitul, bam, ai rachetat-o așa, știi, de la jumate, nici nu contează de unde. Tu dai seama că iei mare înghețat așa, bum, ca să o tai de la jumate, bă, bum, ai tăiat aia, știi, cum ar veni și o iei ca pe brânza Hochland, știi, ca pe brânzica aia, știi, așa, bum, ai întins-o așa și ai pus, aia nu știu ce, cred că-s biscuiți, știi, și gen, ai mare înghețată cu biscuiți, cum ar veni. Te taie repede înghețata, mamă, ce aici, daci că nu le tai, bă, ce greu e să tai înghețata, băi, așa de înghețată. What the fuck, man, ia uitați ce e aici. Băi, nu-l pe aia, mă. Luăm repede 2 biscuiți, mamă, sunt mult mai mici decât mă așteptam eu să fie înghețată. Dar asta e, ne asumăm, deschidem acest capac. Bam, și-am făcut mare înghețată cu biscuiți, hai ca facem. Mamă, ce low budget să mor eu. Se pune repede pe biscuite, se desface asta și se pune un alt biscuit aici repede. Și avem înghețată cu biscuite. Hai că înghețată cu biscuiți. Ia uitați, prieteni, ce înghețată cu biscuite acolo. Hai, Ștefane, centrați acolo biscuitul. Ia uitați cum, ia, ce gust are. Ia uitați cum iese aburul din ea, să filmați aburul. Dai, bă, da. Biscuiți mai mari trebuie. Biscuiți mai mari? Băi, bă, rog chiar aici. Pa, frate. Bă, dar, bă, unde, bă, înghețata. Nu știu de ce imaginea asta aici, dar, na, trebuie să o comentez dacă tot e în chestia asta cu lucruri pe care le facem greșit. Băi, băieți, bă, nu așa să faci, nu se dă cu ojă cum faceți voi. Băieți. Eu v-am văzut când vă dați cu ojă și chiar nu e ok să faci asta.
Mihai. În mod normal nu vă dai de trei ori așa și gata, e oz. Adică hello Marius, nu se face așa, nici tu Mihai nu faci ok. Asta e pentru fete, nu știu dacă e ok ce se întâmplă aici, dar o să încerc și eu să văd dacă, când, să văd măcar să știu, bă, cum se dă corect oz în viață, bă. Că poate tot mă dădeam greșit, bă, și uite că noroc de videoclipul ăsta că aflu cum să mă dau corect oz în viață, bă. Dar ce facem aici? Acum nu știu dacă asta e oz sau asta cu sclipici oz sau ce mare mama plăcea sau asta e. Mă lezam de la ce? What the fuck, Carlos? Los Santos, ce? What the fuck? Ăsta-i de buze, bă, nu? What the fuck? Să luăm roza asta, e mama, pare rău. What the fuck? Ce s-a Bun, asta e, da, bun. În moaie ca la Da Vinci, așa, cum ar veni, se ia pe care unghie pe asta, da. Deci se pune un pic aici. După care, în următorul pas, îl dai un pic în jos, cum ar veni. După care, pasul numărul 6, îl iei pe ăsta din jos și îl freci super... Bine, așa. După care, în pasul numărul 7, îl mai freci un pic ca să... Dacă tot o facem, hai să o facem ca la carte, veri, ia. Altceva, veri, stai că ca să văd și eu. Ia uite cum e așa, bun. După care, după ce am făcut asta, în pasul numărul 8, ușor întoarcem așa în jos, perfect. Hai să ridic la pasul numărul 10, tu. Iar în pasul numărul 10, tragem așa o linie, sau nu știu cum arată acolo. Ar trebui să-ți iasă, uite așa, cu lumină, dar nu, așa uite cred. Că trag și nu se... Ah, stați că știu eu cum să fac lumina. Lumina se trage dacă tragem o dungă așa, curățăm. A, stai bă, ce vorbești bă? Arată fix la... Bă, e fix, e la fel. Băi, la fel, bă. A, da, mă, chestia asta, mă, cu dozele astea de mă rog, de sucuri, știi cum ar veni? Eu nu beau sucuri, eu beau just water, man, știi cum ar veni? Bă, beți apă mult în fiecare zi. Chiar, bă, gen, când ești acolo la o mare terasă, știi, când ar veni, ești tu cu ești cu Andreea, tu Mihai, ești cu Andreea, știi, așa, ce, cum ar veni, tu ție o apă, știi, și ia așa mare suc de ăsta, știi, ca toți oamenii care... Și tu ție apă frumos, știi, ți-o doarnă în pahar, că îi apă, știi, și așa se face, bă, și vezi că ia doza lui Andreea, știi, cum ar veni. O deschide așa, știi, să dă-i sare mare suc și îl toarnă așa, vere, știi, gen de aici, știi cum ar veni. Și Andreea pare să fie fericită, că ea nu-și dă seama ce se întâmplă, știi, dar tu te uiți, știi, gen la tipa aia, la chelnerița aia și zici, băi, doamnă, da, mă scuza, dar nu se face așa. Și chelnerița aia îi răspunde lui Mihai, știi, zici, ce vorbi ești, băi, că așa se face. Și tu, Mihai, rămâi așa șocat când o vezi așa, ce vorbi ești, băi, că așa se face. Și atunci, pentru că nu vrei să stai cu două băștilașe de-astea, știi cum ar veni, mare chestie, de-ți vine așa de lucrat în subconștientul, bam, mi-ai dat un aluat, bam, un aluat, Andreea, bum. Și ai fugit, nu plătești nimica, știi, să plătești când vine Andreea, când își revine din comă. Facem chestia asta cu doza de suc, am luat un suc, nici nu vreau să-i arăt numele sau ceva, nu beți sucuri, beți apă, chestiile astea sunt foarte nașpa. Mamă, tu îți dai seama de când am mai deschis eu o chestie de asta, nici măcar nu știu cum se deschide, vede. What the fuck? What the fuck, man, what the fuck? Și acum, cică, se întoarce chestia asta, vedem dacă... Uite, bă, că, bă, chiar ești nebun, da, bă, și chestia asta, da, bă, ce să zic, și bagi paia aici, și ca să știi cum... Bun, acum putem să scoatem ăsta așa, am făcut ăsta așa și l-am pus în gunoi. Foarte frumos, hai! Ia să o vedem pe asta cu tricou, știți, pe aia, de fapt, mamă, stai așa că am început, aoleo, asta e grea. Gen, aici e totul matematic, eu nu mai știu mate de prin clasa... Întâia, gen, de pe acolo, nu mai știu, mate, n-am apucat așa cum ar veni, dar din punctul ăla, știi, cu transversala asta, care e, de fapt, mediana, care, știi, care e înălțimea în acest tricou. Linia de mijloc care împarte, ca să aflăm diagonala și latura tricoului, da? Gen, cum ar veni, prindem din punctul A, cum ar veni, repede din punctul B și din punctul C, nu știu cum unim, că... Chiar nu știu. A, da, om rând, da, mă, și să-l pui, dar te-ai dat așa și l-ai lăsat acolo. Adică în întins, nu știu, știi, cu toții, cred că cu toții avem un scaun în casă pe care ne punem chestiile. Lăsați și voi un comentariu, dar sigur trebuie să aveți dacă aveți sau nu un scaun în camera voastră pe care vă așezați, nu știu, hainele, știi, când îți faci patul, le pui așa, că nu așa, știi, cum ar veni, când nimeni n-are coș de la în cameră, știi? Și că se face, deci v-am zis eu de transversala de mediana care împarte acest așa, să prinde cum ar veni. Prindem frumos AU. Ducem la B și cum ridic așa gen? Ducem B un C și după ce facem așa... Ți-am spus-o că trebuie okay. Așa. Așa. A, ce schimbă e asta? What așa. The fuck? Wow! Așa. Și așa, wow! Bă, are formă cât de prosop, zici că e prosop, să mori, zici că e prosop. Și așa împăturesc eu tricourile cum ar veni. Duc ăsta așa, ăsta așa cum ar veni. Am pus așa și ia uitați ce bine arată. Asta fără catering, așa se împăturește un tricou după metoda mea. Ia. Așa mă învățăm adică. What the fuck, ce-i asta? Da, și mă uită la duce aici așa frumos, așa când e prea așa. Ridici. Uuu! Bum! De pe capodoperă ai nou-nouț, ia uite-l.
Lăsați în comentarii la cine e mai bine, cred că la mine e mai bine. Mamă, stai așa ca să am dă mare mindfuck, stați așa o leacă. Ia unul cu doi să faci așa, știi cum ar veni. În imaginea a doua să fac două bucle. Trage așa cum ar... Bă, ce e asta vere? Bă, nu, că pe asta trebuie să o testăm. Adică tu vrei să-mi zici că omule greșit și returile de atâția ani, gen de toată viața mea. Nu, deci testăm și-mi ziceți în comentarii cum vă legați voi și returile. Că nu, mi se pare imposibil așa cu două bucle. Băgăm piciorul în Adidas. Nu uitați dacă vreți să vă luați din cărți codul SNIC 10% reducere pe Fushop, link în descriere. După care se fac două bucle mai mici. What the fuck? După ce se întâmplă asta, se bagă o buclă într-alta. După ce se bagă, se... What the fuck? Se bagă așa și după... În loc să se facă aici nod, se bagă una prin alta. Nu, nu-i normal așa, e o porcărie totală. Ce chestie asta? Așa se leagă frumos o buclă, se trage și retul printr-o parte, se bagă mâna așa și retul și așa fac eu bucla. Poate voi faceți diferit. Să-mi ziceți în comentarii cum faceți voi. Având în vedere faptul că aveam o linie la baterie când am început să filmez, camera mea s-a închis. Și cum n-am apucat să fac celebrul meu outro, o să pun aici un outro de la un videoclip mai vechi. Da, nu v-am mai zis de mult să activați clopoțelul, să activați acolo clopoțelul cu toate alea, cu toate notificările. Postez în fiecare miercuri și sâmbătă la ora 2. Urmăriți-mă și pe Instagram la aronsniculeț, acolo aveți un link în descriere în caz că vă e lene să căutați. Facem 200.000 și acolo. Faceți porbeța pe multă și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!